Slăvim și mulțumim Domnului, slăvim și mulțumim numele Domnului Iisus pentru binecuvântarea acestor zile și clipe la început de an, la început de drum și noi lupte spre Împărăția lui Dumnezeu, când pentru timpul acesta sfânt Dumnezeu ne-a îngăduit să stăm împreună, să ne cercetăm fiecare dintre noi cum stăm față de valorile lucrării din care facem parte, cum stăm față de relația noastră cu Domnul Iisus și dacă suntem deficitari la capitolul acesta, Domnul ne-a dat timp și posibilitate să o folosim cu folos perioada aceasta petrecută aici. Domnul ne-a ajutat, tineri și frați, mai pe experiență pe calea Domnului, în locul acesta, situat undeva pe o colină, să petrecem câteva clipe taborice. Subiectul ales pentru întâlnirea din zilele acestea a fost Zile și adevăruri istorice, carte de importanță majoră pentru orice copil al lui Dumnezeu care face parte din lucrarea aceasta a Maestrei Domnului. În ea ne sunt descrise trei zile și adevăruri istorice. Două dintre ele sunt intitulate Lupta cu leul și Lupta cu ursul. Eu aș vrea să mă opresc asupra unui loc, a unei lupte cu leul din Sfânta Scriptură, din viața unui tânăr. Cei mai mulți de aici sunteți tineri. Și tot despre o luptă cu leul, aș vrea în câteva cuvinte să vă atrag atenția, să ne atragem atenția în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Locul acesta se găsește în Vechiul Testament, în Judecători. Începând de undeva de la capitolul 13, este vorba despre un tânăr pe nume Samson. Și dacă vă uitați frățile voastre, cei care aveți Biblia, capitolul 14, așa se intitulează. Lupta lui Samson cu leul. Citesc două versete înainte, din capitolul 13, 24 și 25, despre nașterea lui Samson. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eșaol. În familia aceasta de oameni credincioși, Domnul s-a îndurat și le-a trimis un fiu, pe nume Samson. Era copilul unor făgăduințe, unor promisiuni, unor rugăciuni. Era așteptat în familia aceea. Cunosc câteva suflete de tineri care au venit pe lumea aceasta, din ce spuneau părinților, în urma unor promisiuni, unor rugăciuni, unor legăminte. Și istoria lui Samson este istoria frăților voastre, a multora dintre voi. Samson era un nazireu, un închinat Domnului. Era din pântecele mamei lui destinat să facă voia lui Dumnezeu, să slujească numai pe Domnul. Părinții lui se angajaseră că vor face tot ce ține de el, ca acest copil pe nume Samson, să facă numai voia Domnului. Mama să nu bea, să nu consume băutură și peste capul lui să nu se treacă briciul. Citiți ceea ce înseamnă nazireatul, legea aceasta care era în poporul evreu. Și ce frumoasă asemănare, știind istoria câtorva dintre frați, chiar dintre cei prezenți aici, care au venit numai pe urma făgăduinței și părinții lor s-au angajat. Doamne, dacă mi-l vei da sănătos, ți-l voi închina ție. Samson, copilul făgăduinței, venit într-o familie de oameni credincioși, are primul contact cu Duhul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu între hotarele acestor localități. Mahane Dan. La Mahane Dan, între Țoreia și Eșaol.
Încă din Vechiul Testament, pentru un copil al făgăduinței, Duhul Domnului începuse să-l miște. Era într-o stare, era într-o localitate care se chema Mahanedan, între Țoreia și Esaul. N-are importanță numele lor, dar era important că Duhul Domnului începuse să-l miște, să-l trezească, să lucreze la conștiința lui. Pentru că era un copil promis, un copil al făgăduinței. Poate veți spune, frate, și eu fac parte din lucrarea Domnului. Și eu vin la adunare. Și pe mine părinții m-au chemat din cer să mă trimită Domnul să fiu credincios. Și Duhul Domnului nu mă mai miște. Fraților, este o stare în care Duhul Domnului te poate miști, te poate mișca. În stări ca și acestea, în stări de părtășie, sunt locuri în care Duhul Domnului mai poate lucra la conștiința ta și să te miște. Niciodată nu va lucra Duhul Domnului într-o discotecă, într-un loc unde n-aș vrea să cred că o parte dintre frățile voastre ați ajuns. Cel ce stă în față a experimentat lucrul acesta și știu ce spun. Au fost momente când Duhul Domnului te-a mișcat și te-a cercetat numai în adunarea lui Dumnezeu. Și Samson a experimentat adevărul acesta. Duhul Domnului îi mișca când era la Mahamedan, când era adunare, când era între frați. Dar a venit o zi în viața lui. A venit o zi în viața lui și capitolul 14 începe cu o întâmplare reală, fraților. Samson s-a pogorât la Valea Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistienilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistienilor. Luați-mă acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filistieni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, căci îmi place. Apare în viața lui Samson, în viața tânărului credincios, promis, nazireat, închinat Domnului, venit cu atâta greutate, cu atâta lacrimi în familia aceasta, apare Valea. Valea. Coborârea. De la Mahanedan, de la starea aceea înaltă, când Duhul Domnului îl mișca, apare Valea. Și Valea se chema Timna. Și în coborârea aceasta, copilul lui Dumnezeu, fratele sau sora, întâlnește ceea ce întâlniți frăților voastre astăzi. În lumea de acum, pofta ochilor. Și mijlocul prin care diavolul ucide și doboară sute, mii de suflete dintre copiii Domnului, dintre cei pe care Duhul Domnului i-a mișcat odată, dintre cei care au cunoscut frumusețile trăirii cu Domnul. Și apare Timna, apare Valea aceasta. Și acolo în vale, fraților, pofta ochilor se oprește și nu se poate dezlipi. Nu poți să judec pe nimeni dintre cei care au experimentat locul și lucrul acesta. Acolo, la Timna, se dau luptele cele mai grele când copiii lui Dumnezeu sunt atrași să rămână cu privirea acolo. Și apare ceea ce îți atrage atât de ușor și atât de mult privirea. Deși părinții au încercat, dragul meu, draga mea, nu găsești în adunarea lui Dumnezeu locuri care să-ți facă plăcut nevoia inimii tale. Fraților, vine un văl. Și îi înțeleg pe toți cei care au ajuns sau trec pe acolo. Vine un văl și ca părinți, cred că ați auzit frățile voastre, ca și tineri, ați folosit de multe ori expresia asta. Ia-mi-o căci îmi place. Ia-mi-o căci îmi place. Numai în momentele acelea, nu mai sunt valabile argumentele, nu mai sunt valabile rugămințile, tot ceea ce un părinte din arsenalul său vrea să utilizeze pentru ca copilul său să nu rămână acolo. El este robit de tot ceea ce vede. Și nu-i numai sufletul acela, fie că-i fată sau că-i băiat. Și are loc episodul acela de nepotrivire, de oprirea ochilor spre cineva nepotrivit. Nu. În timp, în valea aceasta, te poți opri
spre multe alte locuri și lucruri care te răpesc de la relația ta cu Domnul și te fac să stai. Sunt lucruri neîngăduite, nepotrivite. Îți spun părinții, îți spun frații. Ia-mă căci îmi place. Ia-mă căci îmi place. Și cu argumentul acesta, părintele înlăcrimat cedează. Și Samson, peste care Duhul Domnului lucrase atât de frumos, experimentează pentru prima dată în viața lui Valea. Valea Timna. Dar fiindcă era copilul făgăduinței, fiindcă Domnul își pusese, sau părinții își pusese nădejde în el, Domnul își pusese semnul legământului lui prin nazireatul acela, Domnul nu l-a lăsat. Nu l-a lăsat, fraților. Și în Valea Timna reușește, dacă veți citi istoria de aici, reușește Domnul să-l izbăvească. Și sunt locuri în care spune Duhul Domnului vine peste el. Duhul Domnului, rugăciunea părinților. Poate ați experimentat atunci când sunteți în vale, că deși vreți să vă ridicați, vreți să urcați spre munte, spre starea aceea de adunare, nu poți. Și deodată vine o stare, vine un gând bun. Fraților, Duhul Domnului. Duhul Domnului invocat și chemat de către rugăciunea părinților, a fraților, a celor dinaintea noastră, așa cum se amintea în versetul lor. De acolo, eu mă rog încă pentru voi. Și vine Duhul Domnului și vrea să te elibereze de Valea Timna, de locul acela de jos, de cursa aceea în care a intrat. Samson scapă de aici. Și credeți că s-a sfârșit cu el? Nu. Peste viața lui Samson urmează, dacă citiți capitolul 16, o nouă vale. Valea Sorec. Și apare Dalila. Și apare Dalila. Și nu-i numai întruchiparea unui suflet de fată sau de bărbat care să poată să te împiedice în mersul tău spre Împărăția lui Dumnezeu. Dalila zilelor noastre poate fi orice, începând de la tehnologie, de la dependență, de la necredință în Dumnezeu. Dalila poate fi într-o chipare orice. Deci după ce ai scăpat din Valea Timna, diavolul nu te lasă. Chiar dacă Duhul Domnului te mișcă, diavolul nu te lasă. Și urmează Valea Sorei, o altă vale, și mai grea pentru omul lui Dumnezeu. Și acolo, Samson încă mai avea Duhul Domnului peste el. Încă mai avea putere cu care să lupte. Și totuși, fiindcă s-a lăsat în voia acestui suflet, în voia acestei filistence, Samson își pierde puterile. Cei în brațele căruia s-a predat, îi scot ochii și nu mai putea vedea. Bravul Samson, poate ca nimeni altul în viața și în istoria poporului evreu, rămâne rob la filisteni. Pentru că i-a plăcut valea și s-a jucat, fraților, cu valea. S-a jucat cu focul. Și acolo în vale înalță poate cea mai înlăcrimată rugăciune, cea mai arzătoare rugăciune. Doamne Dumnezeul părinților mei, dacă măcar o dată adu-ți aminte de ceea ce s-a înălțat către tine, dacă îmi vei mai da putere, îi voi izbăvi pe netăiații aceștia împrejur. Și peste 3.000 de oameni cu ultima sforțare, sunt uciși și pierește Samson. Fraților, dacă vă puteți imagina contextul de acolo, câtă nevoie avea poporul evreu de puterea și de forța lui Samson. Era vremea când evreii ascundeau grâul de teama filistenilor să nu îl fure. Ascundeau hrana pentru că veneau vrăjmașii să le fure. Cu forța lui Samson ar fi putut să macine, să dea hrană pentru, cred că pentru orașul din care făcea parte cu ușurință. Cu forța pe care avea să macine. Istoria ne-l desemnează și ne-l arată pe Samson că era pus de filisteni să macine pentru ei. Și poporul din care el făcea parte suferea pentru că s-a jucat și cu Valea Timna și cu Valea Sorec. Cred că mulți dintre frățile voastre sunteți aici, veniți și sunteți în cel puțin o vale. O vale Timna sau Sorec, fiecare cu frământarea lui. Probabil mulți nici nu v-ați dorit să veniți în tabără, că vă știți starea și ne știm starea. Dar dacă ați ajuns aici, fraților, să știți că nu-i nimic la voia întâmplării. Duhul Domnului care a fost chemat peste lucrarea aceasta, peste adunarea și peste întâlnirea aceasta, are soluții și are răspuns. Chiar dacă ești în Valea Timna, chiar dacă ești sore, chiar dacă poate nu mai ai ochi să vezi atât de bine. Există o soluție
Undeva acum 2000 de ani, nu într-o vale, ci pe un deal. Un deal care nu însemna nimic până atunci. Fiul lui Dumnezeu care te iubit și cel peste care și-a pus mâna Părintele când te-a primit din cer. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, care a plătit pentru fiecare dintre noi. Acolo sus, pe dealul acela. Are loc și are răbdare pentru toți cei din voi. Pentru toți cei care sunteți în vreo vale, într-o stare de jos. Într-o stare care ați spune că pentru mine, Domnul nu mai are. Mai este loc, fraților. Chiar în ce vale ați fi? În ce vale am fi fiecare dintre noi? Acolo, pe dealul din Golgota, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, stă cu mâinile întinse și pentru tine și pentru mine. Știu că aveți frământări, sunt căutări, sunt stări care nu le-ați dori să fie în viața frăților voastre. Singura rezolvare, singurul mod de a ieși din impas, singura soluție de a te ridica de acolo din vale, este să privești doar acolo. Domnul Iisus, Cel care a urcat pe deal pentru toți cei din vale, te așteaptă, mă așteaptă și ne așteaptă și pe noi. Fraților, e păcat de timpul acesta pe care îl petrecem aici. Să nu-l folosim cu folos. Să nu prețuim momentele acestea. Și să nu ne uităm la singura soluție. Ca odinioară, poporul evreu care era în pustie, a privit spre șarpele înălțat acolo și toți cei care au reușit să privească spre acolo, au primit vindecare. Facă Domnul ca din orice vale a deznădejdii, a stării în care sunteți frățile voastre, să priviți spre sus. În Valea Timna și în Valea Soreg nu-i loc pentru fiii lui Israel. Nu-i loc pentru copiii lui Dumnezeu. Este atâta nevoie să se dea hrană în adunările, în biserica din care facem parte, să poți să maci hrană din cuvântul lui Dumnezeu și să dai semenului tău care moare pe rând lângă tine pentru că n-are cine să-i dea. De ajuns câți Samsoni și Samsoane sunt în vale, căzuți acolo, fraților. Este nevoie, poate pentru generația aceasta, pentru cei de astăzi, cei care mai vin cât Domnul va îngădui, să măcinăm pâine din cuvântul lui Dumnezeu și să dai semenului tău de lângă tine, care piere din lipsă de recunoaștere. Poate nu conștientizați cât de responsabilitate avem. Fraților, se merită să stăm în vale. Copiii lui Israel, fiii lui Dumnezeu, copiii oasei Domnului n-au dreptul și nu pot să stea nici în Valea Timna, nici în Valea Soreg. Chiar dacă drumul lor trece și pe acolo, locul lor este sus, cu Domnul, în stările înalte. Și Domnul să vă dea putere și să ne dea putere tuturor să ajungem acolo. Amin, slăviți să fie Domnul.